Vortexul polar care a pus deja stăpânire pe sudul Europei ajunge și în România, iar temperaturile scad dramatic față de normalul perioadei. Meteorologii avertizează că frigul se accentuează începând din această noapte. De altfel, ANM a emis în această dimineață o avertizare meteorologică în care sunt incluse un cod galben și unul portocaliu. Dacă în mod normal ar trebui să avem temperaturi maxime ce se vor încadra cam între 12 și 18 grade, temperaturile maxime din perioada următoare se vor încadra cam între 3 și cel mult 12 grade, iar temperaturile minime, ceea ce se va înregistra pe parcursul nopții, vor fi cuprinse cam între minus 3 și 4 grade și ele sub ceea ce ar trebui să se înregistreze în mod normal la această dată. Pe lângă această vreme deosebit de rece, vorbim și de precipitații. Pentru regiunile sudice și sud-estice vorbim de ploi, iar pentru zona montană, pentru nordul și centrul Moldovei, pentru zone din Transilvania și zone din Banat, vom avea lapoviță și ninsoare. Pe lângă ceea ce am menționat până acum, vorbim și de intensificări ale vântului pentru sudul Olteniei, pentru zona Munteniei, pentru sudul Moldovei, unde așteptăm rafale ale vântului de peste 55-60 de km pe oră, izolați chiar peste 70-75 de km pe oră. Acel cod portocaliu este valabil până mâine seară, vizează zona Carpaților Meridionali și sudul Carpaților Orientali. Aici avem ca și fenomene vizate ninsorile abundente, așteptăm peste 30-35 de litri pe metru pătrat, deci va ninge consistent și se va depune strat de zăpadă consistent.